În opinia conducerii Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, angajatorii români se adaptează mai greu la noile realități sociale, în condițiile în care pe piața muncii există o criză majoră de forță de muncă. În România, managerii își conduc afacerile pe principiul unei discipline severe și nu a unor elemente de cultură organizațională, ceea ce îi îndepărtează pe tineri și nu îi determină să-și dorească un loc de muncă într-o firmă românească. Din păcate, atât angajatorii cât și instituțiile ar trebui poate și ele să adapteze un pic la aceste generații de tineri inadaptați, ca să spunem așa. Deci generațiile minerare de după din anii 2000, deci au cumva alt comportament, mai puțin conformist, mai puțin egalitarist, au niște așteptări mult mai rapide pentru piață față de și angajatori. În general de ordin pecuniar. Da, adică vor recompense imediate, substanțiale, așteaptă niște locuri de muncă mai flexibile ca program, ca mediu social în care lucrează și din păcate multe din firme au încă un comportament, să zicem, din capitalismul timpuriu. Multe au un management de tip industrial, taylorist, fordist, bazate pe linii de producție cu disciplină severă și, să zic, efectiv fără acțiuni integrative, sociale sau alte elemente de cultură organizațională. Și atunci tinerii efectiv refuză să vină spre astfel de locuri de muncă. Tinerii de astăzi, în opinia directorului Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, sunt mai puțin receptivi la sistemul românesc de sancționare a abaterilor disciplinare și îl preferă pe cel din vest, unde se practică și recompensarea muncii, care este mai eficientă. Tinerii de azi cumva sunt mai racordați la cultura vestică, nu în sensul că este mai bine. Deci nu vreau să fac afirmații dihotonice de genul ăsta, e mai bine după vest sau după est. Dar sunt mai puțin receptivi, între ghilimele, la sistemul din organizațiile românești care este mai mult pe sancțiuni. Adică nu faci, te sancționezi, ci pe comportamentul din organizațiile vestice care sunt mai faci mai mult decât minimul, te recompensezi cu atât sau cu atât și creează un sistem concurențial, să zic, mai puternic și, din păcate, organizațiile noastre nu s-au adaptat la stilul ăsta. În condițiile în care angajatorii vor dori să atragă forță de muncă pentru a acoperi golul actual, vor trebui, crede directorul Agenției Județene, să apeleze și la un sistem stimulativ, în special prin acordarea unor salarii mai bune, dar și prin crearea unor condiții de muncă atractive pentru angajați.